să fie numele Domnului. Îl așteptăm să vină. Câteva mii de ani în urmă, un împărat al lui Israel a ajuns la concluzia că, deși este împărat, totuși are nevoie de un păstor care să-l conducă. Și interesant această metaforă care folosește omul lui Dumnezeu aici, în Psalmul 23, care unii copii l-au învățat pe de rost, una dintre nepoatele pe care le am cu psalmul acesta a învățat cel mai bine să vorbească românește. E un psalm extraordinar de cunoscut, dar extraordinar de adânc, semnificativ, dacă stăm puțin să ne gândim la el. Uitați-vă dumneavoastră când vine omul lui Dumnezeu și spune: Domnul este păstorul meu și nu voi duce lipsă de nimic. Aceasta înseamnă că Domnul va fi cu el chiar atunci când o să fie la ultima disperare, când era în peșteră și când se ruga lui Dumnezeu să-l scoată Domnul din peștera aceea și să-l ocrotească că nimănui nu-i pasă de sufletul lui, 142 în psalm. Apoi el zice: el mă va paște în pășuni verzi și mă va duce la ape de odihnă. Pentru că era un proroc al lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a îngăduit să fie un slujbaș care să ducă prorociile din Vechiul Testament, să le transmită până în zilele noastre de astăzi. Va veni vremea când în fața miilor lui Israel să apară marele păstor al oilor, Iisus Hristos, Domnul vieții, a Lui să fie slava, și care strigă în ziua cea mare a praznicului și spune: dacă însătează cineva, să vină la mine și să bea, pentru că el mă va duce în pășuni verzi. El are posibilitatea de hrana pe care spunea Isaia mai înainte, că își va călăuzi blând oile care alăptează. El mă va duce la ape de odihnă. Cine însătează să vină la mine și eu îi voi da apa vie, care nu va mai înseta niciodată, pentru că cine crede în mine și cine crede în cuvântul meu va putea să trăiască veșnic, mărit să fie numele Domnului. Un alt lucru în versetul 3: mă înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Dacă suntem aici, este că numele Lui dăinuiește în veci în ceruri, pentru că ne-a ocrotit, ne-a sprijinit și suntem de față, mărit să fie Domnul. Apoi în versetul 4, după ce declară în versetul 1, 2 și 3 cine este Domnul pentru el, apoi el spune în versetul 4, apoi să știți, să știe toate neamurile, să știe izraeliții, să știe și biserica nou-testamentală care citim psalmul 23, căci chiar dacă ar fi să umblu în valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Vă rog frumos să citim psalmul, care-i motivul. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, pentru că Tu ești cu mine, mărit să fie Domnul. Ne-or părăsi deodată prietenii, cei mai buni, copii sau oricine ar fi, te afli singur și părăsit, dar să știți că Domnul nu ne părăsește. Motivul pentru care El spune: nu mă tem prin valea umbrei morții, că Domnul e cu mine. Chiar atunci când am crezut că nu-i Domnul cu noi, El a fost cu noi și este cu noi. A Lui să fie slava. Apoi face o mărturisire, ultimul verset: fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Acum, fraților, fratele Luca a arătat în rugăciunea, care îndemnul la rugăciune, că noi suntem biserica lui Dumnezeu, suntem trupul lui Hristos, suntem aceia care facem parte din biserica despre care Mântuitorul a spus că eu voi zădi biserica mea pe care porțile locuinței morților nu vor birui. Deci omului Dumnezeu, când se referă că voi locui în casa Domnului, încă nu era zidit templul Ierusalim, dar pentru că era profet, pentru că prorocea despre zilele mântuirii,
Trebuie să recunoaștem înaintea Domnului că suntem în casa Domnului și vrem să rămânem până la sfârșit. Domnul să ne ajute. Haideți să ne rugăm Domnului ca Domnul să reverse harul peste noi în această zi și Duhul Sfânt să ne călăuzească în tot ce vom face. Amin. Slăviți să fie numele Domnului. Am vrea să îl proslăvim pe Domnul în dimineața aceasta și prin ascultare de cuvântul Lui și vă invit împreună să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Marcu, la capitolul 1. Evanghelia după Marcu, la capitolul 1, pagina 962 în Sfânta Scriptură, cei care urmăriți în versiunea Cornilescu. Vom citi versetul 21, 22 și apoi în continuare de la versetul 32 până la versetul 39. Evanghelia după Marcu, din capitolul 1, urmărim citirea cuvântului în versetul 21 și 22 și apoi continuăm de la versetul 32 până la 39. S-au dus la Capernaum și în ziua sabatului, Iisus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod. Oamenii erau uimiți de învățătura Lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. Seara, după asfințitul soarelui, au adus la El pe toți bolnavii și îndrăciții și toată cetatea era adunată la ușă. El a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boli. De asemenea, a scos mulți draci și nu lăsa pe draci să vorbească pentru că îl cunoșteau. A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute și când l-au găsit, i-au zis, toți te caută, el le-a răspuns. Haidem să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Și s-a dus să propovăduiască în sinagogi prin toată Galileea și scotea dracii. Amin. Iubiți frați și surori, vă spunem un bun venit în casa lui Dumnezeu. Vă îndemn să ne întoarcem în jurul nostru, să dăm mâna unii cu alții, să ne binecuvântăm cu numele Domnului, să facem cunoștință cu musafirii care ne vizitează, să ne urăm de bine unii altora, bucurându-ne de părtășia frățească pe care o avem în casa lui Dumnezeu. Și apoi vă invit să ocupați locurile.
Aș vrea să adresez un cuvânt de bun venit familiei Vălian, Alex și Nadia din Atlanta, de la Biserica Betel. Dacă doriți să vă ridicați pentru un moment în picioare, să vă cunoască frații, mulțumim. Domnul să vă binecuvinteze. Ne bucurăm de vizita pe care ne-o face și dorim ca Domnul să binecuvinteze familia dumneavoastră și șederea dumneavoastră aici la căldură, în California. De asemenea, adresez un cuvânt de bun venit și familiei Burciu, fratelui Vasile, de la Modesto, împreună cu familia. Dacă doriți să vă ridicați și dumneavoastră pentru un moment, vrem să vă primim bine, Dumnezeu să vă binecuvinteze și slujirea pe care o faceți în biserica noastră. Tuturor ne dorim ca harul lui Dumnezeu să fie peste noi, peste familiile noastre, cu bucurie să slujim Domnului, chiar dacă poate se observă o parte dintre membrii bisericii lipsesc datorită sărbătorii de 4 of July și a vacanței care a început, mulți sunt plecați, dar dorim ca Domnul să fie cu ei și acolo și gândul lor să fie la Domnul, la fel ca și închinarea noastră cu bucurie în continuare înaintea lui Dumnezeu. Veniți să lăudăm pe Domnul dintr-o cântare împreună în timpul acesta, să facem și o altă altfel de închinare pe care o aducem de obicei prin dărnicie înaintea lui Dumnezeu. Aducem darurile noastre în colecta bisericii în timp ce lăudăm pe Domnul din toată inima noastră. Și apoi fratele Gusti va anunța celelalte puncte de slujire de astăzi. Este mai frumoasă ca salvarea dată prin Iisus, nici iubire care să jertfească pentru noi cât s-a jertfit Iisus. Dragostea Lui e lucru cel mai minunat, cel mai minunat, o, dragostea Lui e lucru cel mai minunat, minunat și pentru noi. Dragostea Lui e lucru cel mai minunat, minunat, o, ce minunat, o, dragostea Lui e lucru cel mai minunat. Minunat, minunat,
Urmează să ne închinăm Domnului și fratele Săicianu să-l laude pe Domnul cu o cântare, Domnul să-l binecuvinteze, apoi ascultăm familia Cătuna, Domnul să-l binecuvinteze. În timpul acesta se pregătesc la Sfila Modesto, familia, Domnul să-l binecuvinteze. Mi-am adus aminte de o cântare veche, voi ce în fața judecății. Thank you.
sete tot nașpea din apele stricate, ce le întâlnesc în calea mea prin lumea de păcate. Să mor de frig, nu mă-ncălzesc la focuri vinovate, pe unde slugile pândesc iubire îndurerate. Mai bine plâng acum un ceas cu Domnul-n părtășie, decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie. Mai bine plâng acum un ceas cu Domnul-n părtășie, decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie. Să pierd în drumul n-aș intra în casa blestemată, chiar ar strobi și-ar întrista iubirea mea curată. Să umblu gol, n-am să mă îmbrac ce diavolul întinde, să zac în șanț, să mor sărac, pe Domnul nu-l voi vinde. Mai bine plâng acum un ceas cu Domnul părtășie, decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie. Mai bine plâng acum un ceas cu Domnul părtășie, decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie. Steamboat.
să trăim pe pământ, ascultând de-al său cuvânt. Sfânt cuvânt e Hristos, să laude pe Domnul sora Genina Florian o cântare spre slava Domnului, apoi fratele Alex și Nadia din Atlanta să pregătesc să laude pe Domnul cu o cântare. După aceea ascultăm o poezie. Domnul să binecuvinteze pe sora Loredana, care ne va recita o poezie spre slava Domnului. Și apoi fratele Andrei pregătește încă o cântare. După care frață Cătuna să mă pregătească o cântare. Domnul să-i binecuvintează pe toți. Amin. Jesus enconjurat di omotime cerumi la ta speranza e ascolsa di uguale preagria c'è nimeno poate alina dar in sufletul ei spunea să mă ating de haina sa și voi fi vindecată acum. În cetate pe când intrai cu credință un om a venit. Nu sunt vrednic să intri în casa mea, dar pentru al meu umil îți cer. Zdrobit, chinuit de dureri, doar un cuvânt să rostești, Doamne, și va fi eliberat. Atunci și eu mă închin înaintea Domnului, de mine prea sfânt mă apropii, căci nu s-au sfârșit. Thank you.
răspuns, precum aștept să se facă doar voia ta. Inima îmi smerește și ca jertfă ți-o dau, în mine să poți lucra. Mereu te voi lauda, chiar cu fărâmituri de la masa ta, sufletul îmi va fi săturat. Azi vin și eu, mă-nchin înaintea Domnului, de plecul preasfânt mă apropii, căci nu s-au sfârșit îndurările ta. Același Dumnezeu, Tu ești același Dumnezeu. Azi vin și eu, închin înaintea Domnului, de mie nu prea sfânt mă apropii, căci nu s-au sfârșit în urările Ta. Doamne, nu ne restăvești.
Slăvit să fie Domnul! Cel mai înțelept om de pe pământ, Solomon, ne-a lăsat scris: începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Domnul Iisus ne mărturisește că El este calea, adevărul și viața. Cine crede în El, din inima Lui vor curge râuri de apă vie. Călătorule om, nu te lăsa în mrejele indiferenței cuprins de farmecul unor ceasuri trecătoare. Vor trece toate ca fulgerul de iute, mereu în depărtare. Nu zăbovi fără rost, căci nu mai este mult până la marginea lumii, unde este sfârșitul de cale. Ieși cât mai este timp din viziunea amăgirilor tale. Nu fugi de tine însuți, ci să-ți fie conștiința mereu trează, căci altfel te vei risipi ca stropii de ploaie în bătaia vântului de amiază. Nu te amăgi că vei cuprinde necuprinsul. Cu mult mai mult, Dumnezeu și-a desfășurat peste toate întinsul.
Nu te lăsa orbit de ochiul lumii, ca să nu-ți putrezească ochii în orbitele lor, ci fă-ți ochii din razele Orionului să poți prinde toate minunile Universului din zbor. Nu te lăsa surzit de strigătul gloatei. Fă-ți urechile din vuietul planetei, din dangătul clopotelor ce-ți sună în memorie obosite de atâta istorie. Să nu te avânți prea vesel la drum, ca să nu te afunzi în ispite, în nesfârșitele lor nisipuri mișcătoare, și nici prea trist, ca să n-aluneci împovărat de atâta eroare. La o răscruce de drum de vei ajunge, nu te grăbi să alergi pe vreo cărare, așteaptă mai întâi să se înalțe regele soare, căci altfel vei intra în labirinturi întunecoase și reci, fără să cunoști vreodată ale luminii poteci. Apoi, când soarele s-a înălțat în mijlocul cerului, poți să pornești la drum, drumul spre cruce, singurul drum. Celelalte sunt doar iluzii deșarte, pentru scurtă vreme în scoarța pământului săpate. Fum. Și în final, călătorule om, o fântână de adevăr de vei găsi, ascunde-o în adâncurile înțelepciunii. Numai așa va izvorâ până departe, ca mreje de lumină, vestindu-și biruința, peste întuneric, peste moarte. Amin. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt de sus și se odihnește în umbra celui tare de nespus, zice pururi despre Domnul, eu e cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred și voi scăpa. Mi să cadă lângă tine zeci de mii la dreapta ta. Nu te teme, căci de tine nu se va apropia. Doar vei sta și când privi vei împrejur cu ochii tăi, vei vedea răsplata celor răi. Mi să cadă lângă tine zeci de mii la dreapta ta. Nu te teme, căci de tine nu se va apropia. Doar vei sta și când privi vei împrejur I'm
plata celor răi. Nu te teme nici de coaza din anopții negre vrei, și nici de săgeata zilei, tu nici când să nu te teme. Nu cred că poate un om
păcătos, să ierte tot ce i-a greșit. O viață cât necontenit a fost ulit. Nu pot să cred că altor fost când mi-a dat mâna și de jos m-a ridicat. Prin jertfa sfântă el mi-a spus cum a dus crucea până sus și sunt convins. Era Iisus. Nu pot să cred că altul a fost când mi-a dat mâna și de jos m-a ridicat. Prin jertfa sfântă el mi-a spus cum a dus crucea până sus și sunt convins că era Iisus. Amin. Slăvit să fie numele Domnului. Plăcută este închinarea prin cântare și pe lângă glorificarea lui Dumnezeu, cuvintele cântării atât de melodios ating sufletele noastre, implorându-L pe Dumnezeu, lăudându-L pe Dumnezeu, zidind sufletele noastre din punct de vedere spiritual, dar pe lângă aceasta avem și cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbește. Și aș vrea să vă invit cu respect să ne ridicăm pe picioare și avem un verset de aur pentru luna iulie, după obiceiul pe care îl avem în Biserica Emanuel, în fiecare lună, memorăm un verset din Sfânta Scriptură și pentru luna iulie aș vrea să deschidem Scriptura la Efeseni, capitolul 2, versetul 8 și să rostim împreună cu toată adunarea acest verset care ne vorbește despre harul lui Dumnezeu, despre mântuirea pe care am primit-o prin har, prin credință, lucru ce ne arată încă o dată îndurarea și bunătatea Marelui nostru Dumnezeu, dragostea Lui de oameni arătată prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Mântuirea cea mare la care am fost chemați nu pe baza faptelor noastre, nu a meritelor noastre, ci a dragostei Lui Dumnezeu și a harului nemăsurat arătat la Golgota. Mărit să fie numele Domnului. Rog frații să proiecteze versetul și pe ecran și împreună toți care avem această credință, să rostim cuvântul lui Dumnezeu împreună. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Haideți să mai spunem o dată, cu toată suflarea. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. Rămânem pe picioare și lăudăm pe Domnul dintr-o cântare. Apoi urmează ca sora Nadia să laude pe Domnul cu o cântare și din nou vom asculta pe Andrei și pe Andreea să laude pe Domnul cu o cântare. Apoi cu inimile pline de bucurie, cu dorință de a strânge cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre, ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze în slujbă pe fratele Vasile. Amin. Cu Iisus în lumea asta voi merge eu mereu înainte. Înainte-i țara mea, înainte-i Dumnezeu, deși calea e îngustă și plină de încercări, cu Iisus ajunge voi în veșnicii. Iisus, Iisus este calea, țara bucuriilor, este jertfa ce ne poartă spre limanul dorit. Iisus, Iisus este cale, țara bucuriilor, crede-n El și mergi tu fi vei fericit.
unde-i țara ta? Înainte-i Dumnezeu, atunci ochii ți ridică și cere-i mila sa și prin harul lui el te va ajuta. Iisus, Iisus este calea, țara bucuriilor, este jertfa ce ne poartă spre limanul mult dorit. Iisus, Iisus este calea, țara bucuriilor, crede-n el și vezi tu fii vei ferici. Niciodată pe a ta cale să nu te uiți înapoi, înainte-i țara ta, înainte-i Dumnezeu, vrednic te vei fi acolo, la dreapta lui vei sta, o mireasă când vei fi în țara sa. Iisus, Iisus este calea, țara bucuriilor, este jertfa ce ne poartă spre limanul dorit. Iisus, Iisus este calea, țara bucuriilor, crede-n el și veci tu fi vei ferici. Iisus, Iisus este calea, țara bucuriilor, este jertfa ce ne poartă spre limanul mult dorit. Iisus, Iisus este calea, țara bucuriilor, crede-n el și-n veci tu fii vei ferici. Vă invit să vă reașezați și ascultăm cântarea pe care sora Nadia o va cânta spre slavă. Ne spune cât de mult
Doamne, ne-a iubit. Ce nu mai este iubire între noi? Ce ne lăsăm amăciți și târâți în oror? De ce dragostea multora acum s-a răcit? Ce ne lăsăm de Satan uneori amăciți? Ce nu privi dragoste la Golgota? De ce nu privim țintă la Domnul Iisus? Iubirea Lui cea mare acolo sus pe cruce, în chinurile morții iertate. De ce ne lăsăm pe Satan uneori amăgit? De ce ne lăsăm de Satan uneori amăgiți? Ce nu mai este iubire între noi? De ce ne lăsăm amăgiți și târâți în oror? De ce ne lăsăm de Satan uneori
fericirea cea mai mare pe pământ e să locuiesc, o, Doamne, în templul Tău cel sfânt. N-am găsit în lumea toată loc mai sfânt și mai frumos ca cel în care, Tată, te cobori aici jos. Să privesc și să mă satur, Doamne, de splendoarea Ta, nu-i mai mare fericire lumea să îmi poată da. Să privesc și să mă satur, Doamne, de splendoarea Ta, nu-i mai mare fericire lumea să îmi poată da. Bucuria cea mai mare pe pământ e să laud, o, Doamne, numele Tău sfânt. N-am trăit în viața întreagă mai înalte bucurii ca aceea în care Duhul îmi șoptește căre și să pot o veșnicie sus în ceruri să pot sta, să te ador, să cânt, să laud, Doamne, numai slava Ta. Și să pot o veșnicie sus în ceruri să pot sta, să te ador, să cânt, să laud, Doamne, numai slava Ta. Binecuvântăm numele Dumnezeului nostru, binecuvântăm numele Domnului Iisus Hristos și Duhul Sfânt care și-a făcut simțită prezența în mijlocul nostru în această dimineață. Mă bucur că prin harul Domnului sunt după aproape 3 ani din nou în mijlocul dumneavoastră, să mă bucur cu dumneavoastră și să ne bucurăm împreună de îndurarea și de harul Domnului. Auzeam de acasă, că pe aici, pe listele astea, este și numele meu. Veneau frații și îmi spuneau că undeva, prin Italia, prin Anglia, în România, în Canada, peste tot, în capătul celălalt, în Georgia. Mă, dar zic, de unde mă cunosc frații? Chiar așa mulți, știu că am umblat și eu mulți, știu că am avut frați cunoscuți din țară, dar chiar așa, aproape în fiecare biserică să fie numele meu acolo scris și frații să se roage. M-am întărit extraordinar de mult și m-am bucurat că frații sunt alături de mine și frații sunt alături de cei care trec prin suferință. Numai prin harul Domnului sunt aici în fața dumneavoastră și numai prin îndurarea Lui pot să mă bucur de viață, pentru că totul ce avem, cum spunea un poet, o slavă Lui se cuvine, dumnezeiesc mântuitor, căci tot ce avem din El ne vine și aici și în veacul viitor. Este atât de frumos să citim cuvântul Domnului
Și să găsim aici, pe paginile Sfintelor Scripturii, în Evanghelia după Marcu, în capitolul 1, și-mi imaginez cum era citită și când a fost citită prima dată această Evanghelie, pentru cei care nu știu, pentru cei care știu, prima dată a fost citită în catacombele de sub Roma, în anii 56-57, când creștinii erau acolo refugiați de frica, să spunem, după istorie, înnebunitului împărat roman Nero. Și acolo, pentru prima dată, a fost citită Evanghelia după Marcu. Era atât de multă relaxare și înviorare și binecuvântare printre creștinii, printre frații noștri, care nu știau, mâine voi fi eu prins sau celălalt, se întăreau în cuvântul Domnului și auzeau despre această transmisie frumoasă care a făcut-o Petru lui Ioan Marcu și i-a spus despre totul cum Iisus a lucrat pe acest pământ. A venit Iisus la Capernaum și nu-L cunoștea nimeni. La Capernaum, pe malul Mării Galilei, veneau mulți rabini, veneau mulți învățători, erau foarte mulți scribi și cărturari la sinagogă. Era o sinagogă destul de mare, pentru că cetatea, orașul Capernaum, era acolo ca un centru comercial, era și o garnizoană romană și romanii erau foarte prietenoși cu iudeii, cu evreii, cu toți oamenii din această zonă, pentru că, sigur, trăiau bine acolo. Și trecea prin sinagoga din Capernaum foarte mulți și învățau oamenii. Învățau evreii și aveau autoritate. Să știți că era după sistemul pedagogic de atunci și după exigențele de atunci, ca și în ziua de astăzi, nu oricine era profesor. Când era vorba să se predea legea Domnului, erau oameni cu autoritate și scribii de atunci. Și cărturarii și farisei aveau un cuvânt greu de spus. Dar într-o bună zi apare un rabin tânăr, un învățător tânăr, de undeva venit din Nazaret, spuneau oamenii. Și învăța, a început să învețe noroadele după ce, trecând pe malul mării, cheamă pe patru oameni. De obicei, rabinii aveau în școala lor pe cei care treceau examenul. Dar rabinul ăsta face ceva diferit, vine și spune, tu vei fi elevul, ucenicul meu, vino după mine. Și intră Domnul Iisus, acest tânăr rabin necunoscut de nimeni, în Capernaum și începe să vorbească. Și pune în uimire toți oamenii. Vorbește ca unul care are putere, spun oamenii. A adus ceva nou, nimeni n-a vorbit ca el până acum. Ne vorbesc cărturarii, ne vorbesc farisei, ne bucurăm când auzim, vin vizitatori de peste tot. Dar de unde a apărut tânărul ăsta? Cu așa o putere în el, că ne uimește. Și nu numai era o uimire, ci era un fel de teamă, un fel de spaimă. Ce se întâmplă cu noi? Că orice spune, când transmite cuvântul, cine a zis? Iisus din Nazaret a spus. Avea o putere în el extraordinară. Avea trei lucruri care avea să le facă de la început până la sfârșitul misiunii pe acest pământ. Să vestească cuvântul Domnului și apoi încă două lucruri. Să vindece bolnavii și să scoată îndrăciți, să scoată draci afară din cei care erau plini de duhuri rele. Dacă primul lucru era pe prima pagină de lucrare a Domnului Iisus, celelalte două lucruri au atras atenția cel mai mult oamenilor. Dacă s-au minunat oamenii că vorbește Domnul Iisus ca unul care avea putere, pentru cei care cunosc sau care au auzit, am auzit și eu traducerea din limba greacă, Domnul Iisus vorbea ca unul care avea exousia. La noi este tradus cu putere. Ce înseamnă exousia? Ex înseamnă exit, afară, din afară.
Usia este verbul a fi la prezent, participiul prezent, fiind, acum. Și oamenii se uitau la el ca la unul care venea ca un transcendent din altă lume, ca unul care era din afară. Nu mai vorbise nimeni așa ceva. Ca el să imprime în mintea oamenilor și în sufletul oamenilor așa o teamă, o frică. Știți ce era acolo? Dacă în vechime prorocii umpluți de Duhul Sfânt veneau și spuneau: un Isaia, așa vorbește Domnul. De data asta în fața lor era însuși Domnul care vorbea. De data asta era cuvântul întrupat. Nu mai trebuia să spun așa vorbește Domnul, pentru că El era acolo. Era din afară venit și oamenii nu pricepeau. Acest rabin tânăr, care a atras atenția omenirii și prin semne și minuni și vindecări, a făcut ca oamenii să-L urmeze. Și oamenii îl urmau și culmea că Domnul Iisus a depistat imediat prin Duhul Sfânt că oamenii urmăreau mai mult partea personală, fizică, vindecările, bunăstarea materială, decât schimbarea minții și nașterea din nou prin cuvântul propovăduit. Și la un moment dat, Domnul Iisus, când este căutat de ucenici și este găsit undeva în rugăciune, spune cuvântul Domnului, Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute. Și când l-au găsit, i-au zis: ești popular deja, toți te caută. Și Domnul Iisus nu le spune: nu este important că mă caută, pentru ce mă caută ei. Uitați-vă răspunsul: haideți să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Aș vrea să ne punem noi în fața cuvântului Dumnezeu. Este aici Domnul Iisus Hristos. Este cuvântul Domnului. Îl considerăm ca ex usia? Sau predică Vasile Burciu? Sau predică Alin Bob? Sau predică fratele Gusti? Sau predică oricine altul? Cum considerăm, primim cu frică și cu tremur cuvântul Domnului? Ne dăm seama că Domnul Iisus ne vorbește? Este important să nu ne uităm numai la ceea ce izbește privirea, la ceea ce vedem, la ceea ce ne place să auzim. Și Domnul Iisus la un moment dat spune: credeți-mă, măcar pentru minunile, pentru lucrările care le fac, dacă nu mă credeți ceea ce vă spun. Acest Iisus nu era altcineva decât cel cu care Marcu începe Evanghelia. Uitați-vă ce frumos începe capitolul 1, versetul 1. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu era rabinul, nu era tânărul din Nazaret, ci era Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu, fiind chemat și în casa mea, acum un an și ceva, a răspuns și a venit. Și sunt convins că a trecut prin casa fiecărui atunci când a fost chemat. Nu intră singur, nu zdrobește zăvoare, ci vine cu mare plăcere, cu mare dragoste când este chemat. L-am chemat eu, l-am chemat de nenumărate ori, l-a chemat soția mea, l-au chemat copiii, l-a chemat biserica din Modesto. Mulțumesc în numele Domnului că l-ați trimis și dumneavoastră la mine. Și pe această cale, dacă altcineva va auzi, mulțumesc tuturor fraților care l-au trimis pe Domnul la mine. A început toată suferința prin a-mi pierde vederea la ochiul stâng, în
proporție de 70-75% am mers la doctor, mi-a dat o prescripție, mi-a dat ochelari, am mers înapoi la el și i-am spus că nu sunt buni ochelarii, ceva mă deranjează. El m-a trimis la alt doctor. Acel doctor a spus că vede o umbră în spatele ochiului și m-a trimis la MRI. Și în seara de 20 ianuarie 2013, doctorul pe la 7:20 m-a sunat și mi-a spus: am rezultatul, să fii tare, suntem oameni, nu suntem veșnici pe pământul acesta. Și eu l-am întrerupt și am spus: domnul doctor, nu sunt speriat de nimic. Eu cred că Dumnezeu mă are în mâna Lui. Orice s-ar întâmpla, chiar dacă ar fi să mor, nu este nicio problemă pentru mine. El a spus: atitudinea ta îmi place, deci trebuie să trec direct la subiect. În spatele ochiului stâng este ca mărimea unui ou de găină, o tumoare canceroasă, care împinge ochiul afară și împinge creierul înăuntru. De urgență trebuie să mergi la un spital de specialitate, în altă parte. El mi-a făcut ca un dosar cu toate tot diagnosticul și tot ce a trebuit să scrie. Și în dimineața de 25 ianuarie am fost la Spitalul Universitar din San Francisco la urgență, pentru că nu aveam asigurare, nu aveam niciun doctor care să mă aștepte. Acolo am fost preluat și de la 5 dimineața până la 11 au venit cel puțin 20 de cadre medicale, doctori, studenți de la universitate și au făcut fel de fel de cercetări, fel de fel de masaje la față, să vadă ce știu eu cum căutau ei să dea un diagnostic, și durerea era destul de mare, din ce în ce mai mare, și la un moment dat i-am spus soției: vreau să mergem acasă, pentru că n-am venit aici pentru masaj, pe mine mă doare, nu văd niciun doctor specialist care să aibă grijă de situația mea, pentru că n-am asigurare, Dumnezeu va lucra cumva. Numai am terminat de vorbit în românește cu soția și intră un doctor, Matthew Russell, se așează pe un scaun și îmi spune: nu pleca acasă, dacă pleci, nu mai pot să intervin și să te tratez. Rămâi să-ți fac analizele astăzi. Pentru mine a fost ceva extraordinar. L-am întrebat: auzi, îmi dai voie să te întreb ceva? El a zis: da, orice, întreabă-mă. Numai el nu se aștepta la întrebarea mea. Tu crezi în Dumnezeu? El a rămas surprins și mi-a zis: nu sunt om de biserică, dar cred că există Dumnezeu. Atunci am spus: mă las în mâinile tale și în mâinile lui Dumnezeu. Pentru că tu n-ai știut că am vorbit cu soția în românești. Am vrut să plec acasă. Și tu mi-ai spus, Dumnezeu mi-a spus să nu plec acasă. Și atunci m-a luat, mi-a făcut analizele și chiar a doua zi m-a sunat și mi-a spus: este un cancer foarte agresiv, crește 4 mm pe lună, multă vreme pentru viață pe pământul acesta nu mai este, speranță nu mai este, dar vom încerca să facem ceva pentru tine. I-am mulțumit frumos și i-am spus foarte senin că nu contează ce se întâmplă, eu sunt în brațul Domnului, am fost crescut să cred în Dumnezeu, îl cunosc pe Dumnezeu care a lucrat de multe ori în viața mea și i-am spus: aș vrea să crezi și tu cum cred eu. În sfârșit, el a spus că va lua legătura cu doctorul neurochirurg, șeful compartimentului de la universitate, doctorul Ivan El Sayed. Chiar aseară am trimis un text și mi-am cerut permisiunea de la ei să le menționez numele. Și când am auzit despre ce-i vorba, m-am rugat. Numai eu și acest Fiul de Dumnezeu, Iisus Hristos. Acolo, în cămăruță. Mi-a spus: Doamne Iisuse, te cunosc de mic copil, te slujesc de mic copil. Ai intervenit în viața mea și mi-ai salvat viața de atâtea ori. Am ajuns la vârsta asta, știu că sunt un păcătos,
Știu cum sunt, știu cine sunt, dar cred în tine. Cred în sângele salvării, cred că ai murit pentru mine și mai știu un lucru acum nou pe pământul ăsta. Că pe planeta asta albastră, cancerul înseamnă moarte, mai ales la creier. Dacă tu ai ales ca eu la vârsta asta să plec, știam că voi pleca, știam cu nerăbdare că te voi vedea, dar n-am știut că chiar acum, dacă tu mai ai ceva să-mi spui și vrei să-mi spui, dă-mi un vis, trimite pe cineva la mine, eu nu pot să circul acum. Trimite pe cineva și spune-mi, dar numai dacă vrei. Frați și surori, n-au durat decât 2 săptămâni și mă sună cineva, frate Vasile, suntem aici în zonă, am venit de la Detroit și Chicago, să vizităm Yosemite Park și am auzit că ești în zonă, am vrea să îți facem o vizită. Suntem foarte aglomerați, foarte presați de timp, era 8 după amiază, 4 dimineața, următoarea dimineață, de aici din Sacramento trebuiau să plece cu avionul înapoi acasă, se sfârșise vacanța. I-am spus, fraților, aveți adresa, vă aștept. Când au venit, nici n-am știut cât sunt, mi-au umplut living room-ul. Au fost în jur de 15-20 de frați și au zis, n-avem timp de nimic, 10 minute, poate, facem o rugăciune. Bucuros, facem o rugăciune, cum să nu? Acest Iisus, despre care am spus, mi-a răspuns rugăciunii. Unul dintre ei, nu l-am cunoscut pe fratele niciodată. Atâta știu acum că îl cheamă Cornel. Nu știu, nici nu-i rețin numele de familie. Nu m-a văzut niciodată, nu l-am văzut, n-am știut unul de altul. Numai ne-am plecat pe genunchi și Dumnezeu îmi spune, nu vei muri. Oamenii ți-au spus, dar eu n-am hotărât asta. Oamenii au hotărât alte lucruri, dar tu vei vedea cu amândoi ochii și îmi voi proslăvi numele, va fi o minune și vei spune tuturor cât de bun sunt. Lucrarea a fost mai lungă. Ne-am ridicat de pe genunchi și așa eram de bucuros. Cât de bucuros eram eu, așa de uimiți erau frații. Se uitau la mine și cineva mă întreabă, frate Vasile, dar ce te face să crezi că mori acum? Fața mea nu arăta nimic, fizicul meu nu arăta nimic, eu nu mai simțeam presiunea dinăuntru foarte mare. Spus, fraților, nu sunt decât 2 săptămâni de când doctorul mi-a spus că vor fi poate vreo 6 luni, poate mai mult, și cancerul la creier este destul de agresiv. Au început toți să plângă, să laude pe Domnul, frate, nu mori. Uite ce a spus Domnul, da, fraților, știu că nu mor, acum pentru mine este sigur. Mintea mea s-a schimbat la 180 de grade. A intrat o credință în mine, îmi venea să mă duc atunci, pe jos, la San Francisco, să răspund doctorilor. M-au chemat, am așteptat acasă, m-au chemat pe 15 martie, a fost o comisie formată și mi-au spus, avem planul făcut pentru tine, vom încerca să-ți prelungim viața, vom încerca, pentru că este foarte periculos să facem o operație ca asta, îți vom scoate ochiul stâng afară, vom face o gaură prin craniu până la creier, să încercăm să scoatem tumoarea afară, apoi dacă nu mori în timpul operației, 50% partea dreaptă vei rămâne poate paralizat pe viață și vom acoperi gaura cu os de la fluierul piciorului stâng, cu mușchi de la șoldul stâng și apoi deasupra complet acoperit cu piele din partea dreaptă. Stăteam și mă uitam la ei și mă gândeam că e vorba despre altcineva. I-am lăsat să termine și le-am spus, cu tot respectul pentru dumneavoastră, sunteți doctori, aveți înțelepciune, recunoașteți sau nu, este de la Dumnezeu, dar planul vostru nu-i bun. Au rămas puțin așa, cam mirați când au văzut că eu sunt așa de dur, deodată ridic zid împotriva lor și am spus, planul vostru nu este bun pentru că Dumnezeu mi-a promis că va fi o minune și eu voi vedea cu amândoi ochi. Eu cum pot să vă las să-mi scoateți ochiul afară? Ei au crezut că puțin m-au afectat tumoarea la creier și nu realizez despre ce e vorba, că voi muri. Și unul dintre ei m-a luat puțin mai tare și să-mi explice
De ce nu înțelegi că mori? Lasă-ne să te ajutăm. I-am spus, îmi pare rău, dar viața mea nu e în mâna voastră. E în mâna lui Dumnezeu. Cum poți să-mi spui tu că mor și când mor? Nu poți să-mi spui așa ceva și asta este linia de bază. Refuz total. Nu vă las să faceți operația în felul acesta. Unul din ei, știind de la primul doctor cu care am vorbit, care mi-a zis să nu plec acasă, știind cine sunt, pentru că el atât a căutat pe YouTube să vadă cine sunt, de ce vorbesc așa, el nu a mai avut pacienți de felul acesta. Toți cum merg pe mâna lor se lasă, cum spun doctorii. O căutat și o găsit că aproape 3 ani în urmă, ultima dată când am fost aici la dumneavoastră, am cântat cu Ionuț cântarea "Nu e încercare prea mare, nu este nimic prea greu, vino, vino acum la el." M-a găsit aici, făcând slujbă, predicând pe YouTube și le-a spus celorlalți, mă, ăsta nu-i ca alții. Ăsta-i păstor, ăsta cântă, stai să vă arăt, le-a arătat și la ceilalți. Doctorul care a început să mă înfrunte atunci a zis celorlalți, ăsta-i păstor, ăsta crede că Dumnezeul lui îl vindecă. Un fel de batjocură sau ce știu eu. Și când am văzut așa, am spus, eu plec acasă. Nu mai stăm de vorbă, plec acasă. Și am plecat. Am spus ultimul cuvânt, vreau să stau de vorbă cu neurologul principal, cu chirurgul dr. El Sayed. El nu era acolo, era într-o operație atunci, ocupat, și am crezut că nu mă mai cheamă nimeni. Am spus, Doamne, Tu mi-ai promis, nu știu cum vei face minunea, dar eu cred că Tu vei face minunea. Într-o săptămână, doctorul El Sayed mă cheamă la el și mă întreabă, am fost atunci numai eu și soția, și el în cabinetul medical, și m-a întrebat, de ce vrei să mori? Nu vreau să mor și nici nu mor. Eu nu mor. Dar planul celorlalți este și planul meu. Eu am fost ocupat săptămâna trecută, de aia n-am fost acolo. Am spus, domnule doctor, Dumnezeu mi-a promis că va fi o minune. Eu nu știu cum. Dar Dumnezeu mi-a pus în minte că Tu poți să faci operația, să scoți tumoarea asta afară prin nas. El face la mine, auzi, știam că ești instalator, știam că ești păstor și predici, acum îmi spui mie cum se fac operațiile? A spus, domnul doctor, nu-ți spun cum se fac operațiile, Dumnezeu mi-a spus și El va lucra cu mâna ta, numai taie și scoate afară tumoarea aia, care mă deranjează foarte mult. El a zis, așa ceva n-am făcut niciodată. În istoria chirurgiei nu s-a întâmplat așa ceva, te pot omorâ în prima secundă când am atins creierul, pentru că este prea departe, nu am cum. I-am spus, auzi, tu nu ai cum, dar Dumnezeu va lucra cu mâna ta, tu nu ataie și Dumnezeu va lucra. El s-a întors cu spatele la mine, fără să spună nimic, și în dimineața aceea, înainte de a merge, m-am rugat lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi răspuns prin gura doctorului, să știu, trec prin mâna oamenilor? Sau Tu mă vei vindeca așa cum știi Tu să spui un cuvânt? Doctorul s-a întors cu spatele și era ecranul cu imaginea de la MRI și oricine nu trebuie să fie doctor poate să vadă ochii cu craniul și mai jos, în spatele ochiului stâng, tumoarea de mărimea unui ou de găină și doctorul a luat mouse-ul și cu săgeata, cu arrow, făcea planul și gândea cu voce tare. Am să tai pe aici, am să tai pe aici, am să tai pe aici, am să scot tumoarea afară prin nas. El nu și-o dă seama că vorbește tare și eu din spatele lui fac, aleluia, ăsta e răspunsul Domnului. Și el se întoarce, ce ai spus? Zic, Dumnezeu a zis că vei face operația așa. Gura ta a vorbit. El a zis, trebuie să semnez, că te pot omorâ la prima secundă, când pun mâna pe tine să te tai, te pot omorâ. Zic, dă-mi hârtiile. Am semnat, pe data de 2 mai, am intrat în operație, ceilalți doctori n-au mai vrut să participe niciunul, pentru că au fost speriați de decizia doctorului care a luat-o, și în dimineața aceea doctorul s-a văzut singur. Eu m-am rugat pentru el în timp ce eram întins pe pat în camera de pregătire și a plecat.
N-a durat niciun minut și vine înapoi cu un alt doctor, puțin mai înalt ca el, și îmi spune, auzi, a venit prietenul meu dimineața asta prin spital și a cerut să intre și el în operație să mă ajute. Vrei să semnezi pentru el? Și eu am spus, dar tu crezi în Dumnezeu? Și el atunci a zis, am să iau tot ajutorul pe care o să mi-l dea Dumnezeu. Și am spus, aleluia, ăsta e răspunsul. Dă mâna și m-am rugat și pentru el și am spus, tu semeni cu fratele meu Billy Graham. Exact așa, un bărbat înalt. Dumnezeu l-a trimis în dimineața aia, așa cum noi o dat lui H.V. Roche în noaptea aia liniște, să doarmă și tot căuta că Dumnezeu vrea să răsplătească pe Mardoheu și să scape poporul Israel. Nu i-a dat liniște acestui doctor. El era în vacanță de vreo lună jumate și la ora 5 și jumătate el a venit în spital, nu știu ce să caute. Așa, nu putea să doarmă, a venit la spital. Și căutând în computerul spital, l-a găsit pe doctorul meu că va intra cu mine în operație. Și a zis, e foarte interesantă operația asta, ia să văd dacă pot să văd și eu cum face. Și Dumnezeu l-a trimis. Pentru că doctorul meu a anticipat că nu va avea destul loc prin nas. Vroia să-mi taie fața de la frunte până sub ochi, să despice aici și să introducă restul de ustensile medicale. Și doctorul trimis de Dumnezeu era doctor chirurg de ochi și eu zis, auzi, de ce să-i mutilez fața? Lasă-mă pe mine la partea asta. Doctorul meu a tăiat toate cartilagiile afară din nas și a făcut ca un tub gol până la creier și doctorul trimis de Dumnezeu în dimineața aceea o tăiat ochiul stâng dedesubt sub pleoapă și o scos ochiul jumătate afară și o introdus restul ustensilelor. Și în 7 ore o scos tumoarea afară, numai uitându-se pe computer. Mi-a pus ochiul la loc, a refăcut cartilagiile, a reconstruit nasul înăuntru și m-a dus în cameră de recuperări. Mi-aduc aminte foarte clar, pentru 30-40 de secunde, ca și acum, m-au trezit și doctorul chirurg m-a întrebat dacă îl recunosc. El nu știu ce a făcut, nu știu rezultatul, sunt paralizat, nu mai pot vorbi, sunt complet dus și mă întreabă dacă îl recunosc. Și îi spun, da, tu ești prietenul meu, doctorul El Sayed. A început să strige, vorbește, vorbește, nu și-o pierdut vocea. Și mi-a acoperit imediat ochiul drept și mă întreabă dacă văd cu stângul. Și am spus, da, văd. Câte degete am, mă întreabă. Și i-am spus, o apucat ceva, ce culoare e asta? I-am spus, mută ochiul în toate direcțiile, l-am mutat. Nu l-am văzut, dar l-auzeam sărind în jurul patului și strigând, este un mare succes, este o minune. Vede cu ochiul și vorbește. Și am scos mâna de sub, era ceva foarte greu peste mine, am scos mâna și arătam în sus și am spus, Dumnezeu a făcut, nu tu, Dumnezeu a făcut. Și nu mai țin minte după aceea, imediat am picat în aceea comă indusă, m-am trezit abia după o zi și jumătate, 2 zile, în timpul acesta, soția mea, de frică, de când a auzit boala mea, și-a pierdut vocea, dar când doctorul s-a dus jos în sala de așteptare și i-a spus că a fost un mare succes, soția mea, Tabita, a știut că Dumnezeu a lucrat. Și imediat a venit vocea înapoi. Minune peste minune, pentru că Dumnezeul nostru l-a trimis pe Fiul Său să ne ia nu numai păcatele, ci să ne ducă în viața veșnică, ci să ne dea și sănătate pe pământul acesta, să ne vindece. Doctorul chirurg de ochi s-a gândit că scoțând tumoarea din spatele ochiului, va rămâne gol și ochiul se va duce spre nas. Și când a cusut ochiul la loc, mi-l a cusut complet spre partea stângă, cu gândul că va mai face o operație să centreze ochiul înapoi. Când am mers acasă, după 6 zile, după ce pierdusem vreo 35 de pounds, era walkerul ăla de aluminiu mai tare decât mine, atunci m-a găsit fratele Alin, Dumnezeu să-l binecuvinteze, el și cu o echipă de frați m-au vizitat acasă. Eram atât de slăbit și ochiul era dus în partea stângă complet în sus,
creierul, neștiind ce informație primește, totdeauna îmi dădea semnalul să mă protejez, pentru că voi cădea. Orice venea din partea stângă, simțeam și creierul primea informația că vine peste mine, trebuie să mă adăpostez, să fug undeva, să mă protejez. Dacă mergeam în dreapta și cineva conducea, trebuia numai decât ochiul să țin închis, altfel îmi venea să deschid ușa, să sar din mașină, pentru că toate veneau peste mine. M-au lăsat doctorii acasă o lună de zile, luna mai, și m-au chemat înapoi la San Francisco și m-au ținut acolo pentru 7 săptămâni, luna iunie și iulie. Mi-au dat voie să merg acasă numai sâmbăta și duminica, în fiecare zi, radiație între 15 și 20 de minute cu laser. Mi-au făcut o mască până la umeri, dintr-un plastic cald, făcut exact cu forma, fizionomia mea. Mă puneau pe o masă ca la mașina, ca la MRI, și mă prindea cu șuruburi de acea masă, mă introducea într-o mașinărie acolo, simțeam și mirosul de prăjit. În cealaltă cameră, doctorul era cu imaginea mea în față, de 50 de ori mai mare, și cu laser trăgea ca la țintă pentru fiecare celulă care considera că trebuie arsă. Toată fața mea a fost arsă, din partea din spate tot părul a fost dus, era ca în palmă, slavă Domnului că acum e dublu și s-o și ondulat, trebuie să-l țin scurt. Și în timp ce eram acolo la radiații, m-a chemat doctorul de ochi, doctorul care m-a operat la ochi, doctorul Kirsten, m-a controlat și mi-a spus, după ce se termină ședința de 7 săptămâni de radiații, va trebui să vii din nou la mine să-ți mai fac o operație, să-ți pun ochiul la loc, pentru că uite cum a fost situația. El mi-a povestit cum a tăiat ochiul de desubt, în loc să fiu tăiat la față. Și atunci eu am spus, da, Dumnezeu te-a trimis cu adevărat. Eram mutilat dacă nu veneai, dacă nu te trimitea Dumnezeu pe tine. Și m-a recomandat la un alt doctor să-mi dea până una alta niște ochelari care să-mi aducă cât de cât vederea la centru. Asta era pe 26 iunie. Pe 30 iunie, ultima duminică din lună, eram acasă la Modesto, mă așezam undeva la mijlocul sălii, frații au fost atât de iubitori și atât de îngăduitori cu mine, au închis stația, instrumentele la minim și se predica în șoaptă, pentru că atât de mult m-a sensibilizat operația, încât și o muscă mi se părea că face zgomotul unui elicopter. Era așa o sensibilitate extraordinară și m-am așezat la mijlocul sării și la timpul de rugăciune m-am rugat din nou acestui Iisus Hristos și am spus, Doamne Iisuse, am trecut prin această operație grea, mi-ai dat viața, sunt aici din nou în timpul radiațiilor și este greu, dar după ce termin radiațiile, încă o dată să merg în operație, încă o dată să-mi taie ochiul, Doamne, spune un cuvânt, adu-mi ochiul la loc, să nu mai trebuiască să fac operația asta, este greu. Dar dacă tu vrei, eu mă duc și la operația asta, cu tine merg peste tot. Frați și surori, ce frumos este să fie frații împreună. Psalmul 133 spune cât de plăcut și frumos este să locuiască frații împreună. Și mai jos spune un verset, căci acolo îl dă Domnul binecuvântarea. Viață pentru veșnicie. Spun pentru toți care își găsesc fel de fel de motive să nu meargă, să nu vină la biserică. Că mă doare o măsea, că mă doare capul, că mă doare stomacul, că eu știu ce știu eu. Și dăm baremul acela, îl dăm cât de jos posibil în mintea noastră să avem o motivație. Nu mă duc azi dimineață la biserică, sunt obosit, am fost la lucru. Frați și surori, pot să spun că aproape eram nenorocit. Dar bucuria întâlnirii cu frații a fost mai mare.
M-am bucurat să vin acasă de la San Francisco și să vin la casa Domnului. Niciodată n-am avut bucurie mai mare decât când eram îndurerat și nenorocit la mijlocul sălii, stând acolo, să văd frații cât de mult se bucură, să mă bucur și eu cu Iisus Hristos acolo. Și rugându-mă la timpul de rugăciune, cum am spus pe 30 iunie, când ne-am ridicat, m-am uitat, am putut să țin ochiul stâng deschis. M-am uitat în toate părțile, nu mai vedeam nimic dublu. M-am uitat la fratele care terminase timpul de rugăciune și vedeam numai unul. Dacă deschideam ochii, vedeam mai mulți și era nenorocire, câțiva cădeau peste mine. M-am ridicat și am mărturisit înaintea fraților, fraților, Dumnezeu m-a vindecat, mi-a dus ochiul la loc. Era familia Dumitru, Dumnezeu să vă binecuvinteze că vă găsesc în casa Domnului. Erau la noi atunci membrii, fratele și cu sora. Chiar fetița cea mică a spus, uite, fratele se uită cu amândoi ochi, are amândoi ochi acum. Și copiii au văzut. Dumnezeu mi-a adus ochiul la loc, fără operație. Am mers din nou când eram programat la San Francisco să-mi dea ochelarii aceia. Și-a pus doctorița fel de fel de aparate, păi acum nu știu alte spitale, dar dacă nu are universitatea de la San Francisco aparatură, înseamnă că nu mai este nicăieri. Sunt foarte scumpi, 38.000 de dolari pentru o zi, dar au aparatură, a făcut toate felurile de analize și îmi spune, dar n-ai nevoie de ochelarii ăia, ce s-a întâmplat? Acum asta e întrebarea și lasă-mă să-ți răspund. Duminică, când am fost pe genunchi în biserica din Modesto și m-am rugat, Dumnezeu a făcut minunea și mi-a adus ochiul la loc. Se uita doctorița la mine, nu-i venea să creadă. Păi, dar uite ce diagnostic scrie, tu ești programat pentru operație. O scris acolo în computerul spitalului, pacientul nu mai are nevoie de operație. El spune că pe data de 30 iunie, fiind în rugăciune în biserică la ei, s-a rugat și a fost o minune, ochiul i-a venit la loc. Și eu din spatele, aleluia, așa ceva trebuie scris în computerele astea. Că Dumnezeu lucrează, toți să vadă. Doctorița care făcea radiațiile mi-a spus, nu te bucura atât de mult pentru că 7 săptămâni sunt și mai vorbim după 7 săptămâni. Pot să te omor, pot să te paralizez, pot să-ți distrug ochiul care a fost salvat, pot să fac multe nenorociri pentru că nu este garanție 100% că voi nimeri exact ce trebuie, celulele care trebuie scarse. Dacă îți nimeresc creierul, poți să rămâi ca un copil mic, să uiți tot, poți să rămâi paralizat, fel de fel de lucruri, stătea și îmi povestea, mă uitam la ea, zic, doamna doctor, Dumnezeu va lucra cu mâinile tale, acolo, pe computerul ăla, pe pistolul ăla, de, sau ce folosești acolo pentru laser, să împuști, să arzi. Dumnezeu a început o lucrare și va face minune și prin mâinile tale. Ea a zis, vorbim peste 7 săptămâni. La 7 săptămâni, Au făcut o comisie, mi-au încercat să-mi pună fel de fel de întrebări, dacă nu uit, dacă vorbesc cursiv, dacă fel de fel. Și am spus, doamna doctor, de ce îți pierzi timpul? Ai și alți pacienți, așa de este de aglomerat aici. Ai uitat ce ți-am spus, că Dumnezeu va lucra cu mâinile tale? Sunt perfect conștient și eu mulțumesc lui Dumnezeu că îl poți cunoaște și tu prin felul acesta. Ea a început să lăcrimeze și a zis, nu știu de unde ai venit, cine ești? Noi nu avem pacienți de ăștia să vorbească așa, toți aici, unii de durere ne înjură, unii de durere vorbesc urât, alții gem în continuu. Tu ești cel mai bucuros aici, ce fel de om ești tu? Zic, sunt un om ca oricare alții, dar eu chiar dacă mor știu unde mă duc, am o bucurie veșnică, îl cunosc pe acest Iisus Hristos. Dar dacă eu plec de aici, voi nu mai sunteți bucuroși? Vreți să-L aveți și voi pe Iisus Hristos? Citiți Evanghelia, citiți Biblia. M-am întrebat și am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, 7 săptămâni să stau acolo, este și vremea foarte urâtă în San Francisco, este atât de greu să mă prăjească pur și simplu în fiecare zi și când am terminat timpul acesta, mi-am dat seama de ce am stat acolo. Nu a existat un doctor să nu aibă cunoștință despre Iisus Hristos în tot timpul acesta. Cine îmi dădea mie voie să stau 7 săptămâni să fac evangelizare în UCSF?
În prima zi cheamă poliția și te scoate afară. Dar pentru că eram pacientul lor, trebuiau să tacă și să mă asculte. Unii spuneau că-s bolnav, ăsta a avut cancer la creier, este operat. El spune, un Dumnezeu, toți tăceau și mă ascultau. Și atât de bucuros am fost și am spus, Doamne, s-o meritat toată suferința asta? Dacă un singur suflet îl aduci la mântuire, doctorii ăștia, atât de inteligenți, cu atâta inteligență lucrează și cu atâta pasiune, să se piardă. Am întrebat pe doctor ce se întâmplă cu arsura care este în spatele ochiului și a spus, eventual, corpul va absorbi și va fi eliminat într-un fel sau altul, dar corpul nu a absorbit, s-a adunat toată arsura în spatele ochiului. Pe 12 septembrie dimineața m-am trezit cu un ochi așa umflat, o pungă de ieșit în afară de arsură, de infecție și mi-am făcut o fotografie, am trimis doctorului și el imediat mă sună și îmi spune, ți-am spus? Ai fost atât de încăpățânat. Nu mai lăsa să scot ochiul afară. Acum cancerul a venit din nou, mai agresiv și eu nu mai pot să fac nimic pentru tine. De acum nu văd nimic, nu pot să disting nimic înăuntru, pentru că este tăiat deja. Nu mai pot să fac nicio distinție. De ce nu m-ai ascultat atunci? Am spus, domnule doctor, oprește-te puțin. Poți să-mi spui despre orice vrei, numai despre cancer să nu-mi spui, pentru că Dumnezeul meu nu minte. El îmi spune la telefon, iar tu cu ideile tale, vin aici să te văd. Mers la San Francisco, a făcut toate analizele și vine la patul meu și îmi spune, ai avut dreptate iar, eu nu știu ce fel de om ești, tu cine ești, cum ești, eu nu știu. Ai avut dreptate, a fost o infecție puternică, tot ce a fost adunat, arsura de la laser, a ieșit afară. Și bine că nu s-a dus la creier, păi dar nu ți-am spus că Dumnezeul meu știe ce face? M-a chemat, mi-a făcut ultimul MRI în noiembrie, pe 21 anul trecut, a zis că totul este bine, operația arată foarte bine și am spus, domnule doctor, rămânem prieteni și mă rog pentru tine, dar un lucru vreau să spun, ești cam de vârsta mea. Mai devreme sau mai târziu și tu ai să mori. Pentru acum, te-ai gândit vreodată că tu lucrezi în echipa lui Dumnezeu? Dumnezeu salvează vieți omenești prin mâinile tale? Ce se întâmplă cu tine că nu-L crezi pe acest Dumnezeu cu care lucrezi? Într-o zi îl vei vedea și va trebui să te trimită într-un loc de chin veșnic pentru că nu l-ai crezut. De ce nu-L crezi? De ce nu vrei să te întorci la El? L-a dat lacrimile și a spus, aleluia, Dumnezeu îi mișcă inima. I-a dat telefonul lui, celularul lui și o dată pe lună i-a trimit câte un text. Și într-un text îmi scrie, Dumnezeu să te binecuvinteze și să-ți binecuvinteze familia. Și am spus, da, Doamne, Tu i-ai schimbat și vorbirea. Bă. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Sunt bucuros că sunt în fața dumneavoastră. Mă scuzați că am luat mai mult timp decât mi-a fost acordat, dar Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunt atât de bucuros. Nu numai un rabin tânăr vine și propovăduiește de la Nazaret. Este Iisus Hristos, Domnul, care poate să treacă prin casa fiecăruia. Prin inima fiecăruia. Poate este în dimineața asta cineva care este deznădăjduit, nu are un răspuns, nu știe ce să facă, durerea apasă, nevoia apasă, necazul apasă. Eu pot să spun, Iisus Hristos este aici. Iisus Hristos este gata să spună un cuvânt, să vindece, să răspundă, dacă nu răspunde azi, răspunde cum a răspuns pentru mine, să-și facă numele de slavă. Pentru că peste tot să nu-L lăsăm pe Iisus să plece în altă parte, noi uitându-ne numai la ceea ce avem noi pe acest pământ, sănătatea trupului și bunăstarea materială, ci să ne vedem pătrunși și mântuiți de cuvântul Lui și să-L oprim să rămână la noi. Aleluia! Amin. Slăvit să fie numele Domnului. Mulțumim Domnului că s-a atins de fratele Vasile, dar pentru că Domnul Iisus Hristos este prezent aici, pentru că acest cuvânt a fost proclamat și această mărturie este menită să aducă credință în inimile noastre, aș vrea să vă invit să ne ridicăm pe picioare la rugăciune. Și în mod deosebit să venim înaintea Domnului cu o rugăciune fierbinte pentru diverse cauze de boală, pentru suferințe care există, pentru că
Acest Dumnezeu al nostru, pe lângă faptul că ne-a mântuit sufletele, se îndură de noi și ascultă și vindecă și trupurile acestea care sunt muritoare, El ne atinge și ne transformă, pentru că, așa cum îl descrie evanghelistul Marcu, El vorbea ca unul care avea putere. Autoritatea lui Dumnezeu investită în Fiul Lui aici pe pământ se manifesta nu numai printr-o învățătură deosebită care transforma viețile celor ce l-ascultau, ci autoritatea Lui se manifesta prin însoțirea cu semne și minuni, cu vindecări. Atunci când El predica, atunci când El rostea un cuvânt, cuvântul nu se întorcea înapoi la El fără să aducă rod. El făcea voia lui Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Amin. Știu că există suferință pentru că trăim în această lume a suferinței, unde o consecință a păcatului umanității este suferința, este boala și sigur consecința iminentă a morții. Dar, dragii mei, avem un Dumnezeu care este un Dumnezeu al vieții. Un Dumnezeu care binecuvintează și ce binecuvintează, El rămâne binecuvântat pentru totdeauna. Știu că sunt oameni care au suferințe și mai devreme sau mai târziu ne afectează pe fiecare, probabil. Dar avem același Dumnezeu în care ne-am pus nădejdea. Un Dumnezeu care a fost încercat prin suferință, a gustat suferința, a gustat moartea pentru noi, dar a înviat triumfător a treia zi dintre cei morți, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Mărit să fie numele Domnului. De aceea, dragii mei, cu această credință în Cel care are putere, în Cel care vorbește cu autoritate, în Cel care transformă cu puterea lui Dumnezeu viețile noastre, în Cel ce schimbă starea vieții noastre și transformă boala în sănătate, transformă o stare de neputință într-o stare de bucurie și de împlinire sufletească, dar și fizică, aș vrea să ne rugăm înaintea acestui Dumnezeu, să venim cu problemele noastre, cu cauzele de boală, cu persoane care vrem să le aducem pe brațe de rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Uitați-vă în pasajul care a fost citit, cum alergau la El și zice că toată cetatea era adunată în fața ușii unde era El. Acolo unde există atâta nevoie, oamenii îl caută pe Mântuitorul și aș vrea ca aceeași atitudine pe care oamenii din vremea Domnului Iisus au avut-o când au găsit un Mântuitor, când au găsit un medic suprem, când au găsit pe acest Dumnezeu întrupat, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, au mers acasă, au mers la cei nevoiași care aveau nevoie de atingerea Lui, la cei bolnavi, la cei apăsați de diavolul prin duhuri necurate și i-au adus acolo înaintea Lui să fie tămăduiți. Avem noi pasiunea aceasta în inima noastră și în această dimineață? Să ne rugăm cu o pasiune arzătoare ca Dumnezeu să se atingă de cei ce sunt bolnavi, de cei care au neputințe fizice în trupurile lor, de cei care au nevoie de eliberarea pe care numai Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, poate să o aducă. Așa, printr-o ridicare de mână, toți aceia care au nevoie să se atingă Domnul Iisus Hristos. Pentru că noi credem în prezența lui Dumnezeu, în manifestarea puterii lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, prin darurile Duhului Sfânt de vindecare. Ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de cei ce sunt bolnavi. Ne rugăm ca Domnul să se atingă de sora Aurica Mocanu. Domnul să-i dea sănătate. Ne rugăm pentru familia Căta, ne rugăm pentru sora Vasilian Elisabeta, pentru familia Chiș, ne rugăm pentru sora Maria Strugari. Aș vrea să ne rugăm și pentru micuțul Matthew, copilașul nostru care de asemenea este bolnav. Aș vrea să ne rugăm pentru toți cei care au cauze, care printr-o ridicare de mână vor să atragă atenția lui Dumnezeu. Doamne, sunt aici, am nevoie și eu de atingerea Ta. Și Domnul Iisus Hristos să-și facă lucrarea cu autoritatea de Dumnezeu, cu puterea Lui de a face minuni, de a transforma. Ne rugăm în continuare și pentru sora Seiceană Emilia, pentru fratele Ghiță, pentru toți cei care au nevoie de atingerea Domnului Iisus Hristos, dar încă o dată zic, să ne rugăm cu pasiune, cu ardoare ca Domnul să facă această lucrare. Avem nevoie ca Evanghelia aceasta împărăției să fie vestită cu putere,
cu autoritatea lui Dumnezeu, dar să fie însoțită cu semne și minuni, așa cum era în vremea apostolilor. Asta face diferență, asta aduce pe oameni la cunoștința adevăratului Dumnezeu care lucrează și astăzi și îi face să-și predea viața în mâna Lui. Să ne rugăm pentru medicii pe care i-a amintit fratele Vasile, ne rugăm ca Domnul să transforme inima celor nemântuiți, să-i aducă la mântuire prin vederea acestor semne binecuvântate ale intervenției lui Dumnezeu. O, e cântarea aceea așa de frumoasă, cât ne-am atins de Domnul și El ne-a vindecat, datori suntem să spunem aceasta neîncetat. Să spunem, să mărturisim că fiecare dintre noi am avut o zi și nu una, poate mai multe, în care Dumnezeu a intervenit și a schimbat, a făcut transformări în viața noastră, ne-a vindecat, ne-a dus răspuns la rugăciunile noastre, rezolvare la problemele noastre și merită Dumnezeu să-L binecuvântăm pe El. Veniți să înmănunchem glasurile noastre în rugăciune, să-L glorificăm, să-L implorăm pe El care este bogat în bunătate, plin de milă și de îndurare și El să se atingă și să aducă răspunsul binefăcător și în această zi pentru sufletele, dar și pentru trupurile care așteaptă vindecare. Amin. Ne rugăm împreună, Domnul.